Vezi că mai e acolo un microfon dacă ai nevoie. Și astăzi, practic, vom vorbi despre conversii și despre cum măsurăm aceste conversii. Haideți să încercăm să procedem un pic la treabă. Nu ne grăbim, mai ales că nu este aici nici, nu știu, bine, am timp limitat din câte înțeles, dar bănesc că nu e foarte grav. Haideți să vedem un pic ce înseamnă rata de conversie. Conversia propriu-zis. Conversia, practic, reprezintă momentul în care utilizatorul care intră pe un site face o acțiune care noi ne dorim să o facă. E clar că toate site-urile care le-am văzut eu până acum au avut un scop. Chiar dacă acest scop a fost unul profit sau non-profit. Chiar dacă ești o asociație care nu are nevoie de bani, dar are nevoie de membri, are nevoie de participare la o acțiune, tot are nevoie de ceva anume. Chiar dacă nu cuantific în bani rezultatul, succesul acelui site, îl cuantific altfel. Și atunci trebuie să pot să măsor în ce măsură utilizatorii merg în direcția în care eu am programat să meargă acel site. L-am creat, am vrut să meargă într-o anumită direcție, nu să-mi aducă membri pentru o asociație, sau să vând, când sunt un magazin online și vând, sau să-mi aducă bani din publicitate, da? Sunt un site, sunt un blog care fac recenzii pe IPNC, dau un exemplu, și scopul meu este, din această muncă pe care eu o prestez, să câștig niște bani, da? Cum se poate măsura acest lucru este destul de simplu. În momentul, acolo la non-profit v-am dat câteva exemple de acțiuni pe care ar merita, să zicem, să le măsurăm. Da? Deci număr de câte ori a trecut utilizatorul prin formularul de abonare la newsletter. Sau și s-a abonat cu succes. Sau de câte ori cineva și-a creat cont. Sau de câte ori cineva a cerut o cerere de adeziune. Da? Este pentru mine un indicator important ca să-mi cresc asociația, să-mi cresc site-ul, să-mi fac ceva. Dacă vând direct și sunt un site de e-commerce, e clar că atunci conversia reprezintă vânzare în sine. S-a făcut o vânzare pe site, am o conversie, da? Deci am câștigat niște bani. Acolo că câștigul este foarte direct. Da? În un magazin online ai produse pe site sau servicii, da? O să fii site care vinde servicii și practic câștigi din aceste tranzacții care le intermediezi. Dacă ești o broșură de prezentare, deci sunt și asemenea site-uri pe net și sunt foarte multe, poți să-ți măsori numărul de lead-uri, da? Deci ai acolo undeva un formular de cerere de ofertă și de câte ori se descarcă, acest formular de cerere de ofertă, clar că va fi un corespondent între cifra ta de afaceri, sau mă rog, cifra de afaceri parțial, generată de către online, și numărul de lead-uri, da? Pe care tu le primești prin intermediul site-ului tău de prezentare. Și atunci se poate măsura și o să vedeți că există, mă rog, nu o să vă arăt screenshot-uri, din păcate, cu Google Analytics online. Adică nu o să intru pe contul meu, nu pot să intru în analytics-urile clienților mei. Nu pot să vă arăt chestia asta. Dar am să vă arăt screenshot-uri așa. Ideea este că sunt două conversii care se pot măsura, practic, în analytics. Este acest e-commerce conversion rate, da? Care ține numai de magazine online, și goal conversion rate, care ține de orice fel de site, da, practic. În cazul unui magazin online, teoretic ar trebui să fie identice ca la fel de conversie, da, și goal conversion rate cu e-commerce conversion rate. Sunt mici diferențe, dar în mare sunt cam identice și mai pot să am tipul de vânzare, deci
Eu sunt un site de publishing și vând publicitate. Pot să-mi creez niște goluri. Mai nou au apărut de o lună de zile maximum și engagement goals pe Google Analytics. Înainte eram numai un singur tip de goals. Am să vă arăt puțin chestia asta. Și practic măsor acel goal conversion rate. Da, adică numărul de click-uri, numărul de afișări, de page per vizită sau numărul de ăsta, minutele, timpul pe site. Oricum, ideea este că am instrumente de măsurare a profitabilității, dacă vreți, a modului în care site-ul începe să-mi genereze profit, da? Sau, mă rog, non-profit, în cazul acela. Ți-am luat-o înainte. Cum vă ziceam, în Analytics sunt trei tipuri de goluri. A venit și Adriana, o să vă arate la un pic cum se definește un gol. Cel inițial care era de acum câțiva ani de zile și nu ce mai este și acum pentru că este foarte util, este după URL destination. Deci în momentul în care utilizatorul ajunge într-o pagină pe care eu mi-o doresc să ajungă, se consideră că s-a făcut o conversie. Și exemplu tipic este cel al unui magazin online, unde sunt în pagina de coș, unde am câteva produse în coș, după aia intru în contul meu, e al doilea pas, după asta îmi dau date de facturare și de livrare și la final mi se zice, vă mulțumim că ați făcut comanda. Acea pagină, vă mulțumim că ați făcut comanda, este URL destination-ul pe care eu îl vreau pentru acel tip de goal. Și voi vedea, o să vă explice Adriana despre funnel, voi vedea acest funnel de comandă în Google Analytics, adică cum au intrat și au ieșit oamenii pas cu pas în cei 2, 3, 4, 5 pași care eu i-am într-un goal. Pot să fac un goal practic și pentru altceva. Pentru abonare la newsletter, dau un exemplu, da? Deci vorbeam de un site cu non-profit sau rog, nu neapărat. Și un site for profit poate să-și facă aceste micro-obiective. Chiar e indicat să ai, pe lângă obiectivul principal al site-ului, niște micro-obiective, da? Care să îți ajute să vezi care este măsura în care utilizatorul este satisfăcut de prestația ta. Da? Unul dintre ele ar putea fi abonarea la ceva, la exemplu. Și atunci ai cel puțin două pagini. O pagină în care îi se deschide formularul de abonare la newsletter. Nu știu, puteți să-l numiți newsletterform.php sau HTML. Urmând ca după ce el se abonează cu succes, îi apare vă mulțumim că v-ați abonat, acea pagină să aibă ori un URL diferit, ori se poate schimba oricum, o să vedeți. Să-i ziceți, vă mulțumim, la propria pagina aia, să se cheme newsletter success.php sau HTML, da? Deci avem măcar doi pași, da, pe care să-i putem monitoriza. Și atunci putem să facem un goal. Și cum vă ziceam, de ceva vreme, nu de foarte multă vreme, sunt aceste ultime două tipuri de goal-uri, numite de Google în engagement-ul ăsta goals. Dacă un om stă mai mult de 3 minute pe site, mie mi se aprinde un beculeț. Deci, practic, acest gol, zice, s-a atins, pentru că eu îi spun acolo la ce valoare, nu să mi se aprindă beculețul. La fel și la page per visit. Da? Deci, dacă un utilizator a văzut mai mult de, nu știu, ț pagini per vizită, iarăși se aprinde un beguleț, da? Adică se înregistrează o conversie, teoretic, da? Practic, un acest gol. O să vă explice, probabil, Adriana un pic mai bine decât mine despre chestiile de astea trei. Am vrut să insist pe un parametru care apare când definești un gol în interfața de la Google Analytics. Acest goal value. O să-l vedeți că este acolo. Și am văzut în destul de multe bloguri românești sau oameni care, mă rog, să pricep cât de cât. N-am nimic cu persoanele respective, chiar sunt prieteni și
apreciez munca lor. Ideea este că unde am văzut până acum, în afară de manualul lui, lui Google, unde există o explicație a acestor value, n-am văzut nicăieri o, și niște cărți, sigur, pe care le-am citit și vi le recomand. Spre exemplu, una dintre ele este Web Analytics an Hour a Day, de Avinash Kaushik. Și acum am mai scos încă una, Web Analytics 2.0, care încă n-am cumpărat-o, dar cred că e bună. Se explică ce este acest goal value. Și este ce vă spun eu acolo în acel paragraf. Deci, nu setați goal value cu o valoare care voi credeți că e bun. Goal value reprezintă măsura în care atingerea unui gol, o conversie, contribuie cu venitul la cifra voastră de afaceri, la banii pe care voi îi luați lunar. Și un calcul se poate face, acolo v-am dat un exemplu, în care setez goal value un RON. Pentru că am 12.000 de RON în medie pe lună cifră de afaceri și am 12.000 de goluri activate, sigur, în acea idee de acolo, da? Am definit un gol care se activează la 10 pagini pe vizită. Da? În esență, acest goal value reprezintă, deci, teoretic, eu câștig un leu, să zicem, sau 10 lei, atunci când cineva se abonează la newsletter. Sau când cineva termină o comandă într-un magazin online. Acolo e foarte simplu. Acolo goal value nu trebuie completat. În cazul magazinului online, goal value se lasă 0. Nu se umplă la el. Pentru că acolo valoarea aceasta revine din vânzarea care se face. În cazul celorlalte site-uri, bloguri sau nu știu ce altceva, atunci se poate pune acolo. Dar în funcție de numărul mediu lunar anterior de goluri și numărul mediu de, a cifrei de afaceri, faceți o împărțire, aia este valoarea care trebuie pusă acolo și nu alta. Da? O să vedeți la un moment dat, sunt pe site-uri că spune, pui acolo valoarea de 100. De ce spui acolo 100? Pentru că așa avea cineva. Și după aceea, în top content, într-un raport din Analytics, vă spune și vă indică importanța unei pagini. E fâs chestia asta. Nu există importanța unei pagini. O pagină mai importantă ca alta. Sigur că o pagină poate fi mai profitabilă ca alta, dar așa trebuie pornit calculul. Nu altfel. Încercați să faceți rost eventual de cărțile care vi le-am zis ca să citiți, sau citiți în manualul lui Google despre goal value. Nu plecați urechea la ceea ce... Deci nu puneți acolo orice valoare. Da? La goal value. Nu există chestia asta. Apropo de cele două goluri care sunt acum nou pe site, e vorba despre time on site. Average time on site. Acolo la goluri ați văzut că se poate seta ca și engagement goal după timpul petrecut pe site, da? Sau după numărul de pagini de vizită. Atenție mare la site-urile care sunt rich media sau la bloguri. Cum ar fi site-ul meu. Liviutaui.ro. Ce se întâmplă în cazul unui blog? Cel puțin eu am pe prima pagină în jur de 10 articole. Ultimele 10 articole, cum scriu cam unul pe săptămână, hai să zic două, asta înseamnă că am acolo probabil vreo două luni de zile de când scriu pe prima pagină. Ceea ce înseamnă că dacă vine cineva și se uită și nu am cumor, da? Deci nu am să tai conținutul, pentru că mie nu îmi place. Deci tot articolul este pus complet, nu e tăiat. Și după asta citești restul articolului. La fel și în RSS. Niciodată nu tai articolul, las complet. Și în RSS, când pleacă, pleacă complet articolul. Ideea este că în momentul ăla, când omul intră la mine pe site, citește tot fără să mai dea niciun click pe nicăieri. Da? La fel și pe un site eventual, nu știu, cu Flash sau un site care nu necesită o navigare prin el foarte amănunțită, foarte... Deci omul stă acolo și practic, mă rog, dând unul, două, trei click-uri, dar ne urmărindu-le cineva, se pot urmări, la un moment dat o să
n-am aici timp să vă explic de events, dar se poate face și așa ceva. Ideea este că timpul petrecut pe site este fals raportat de Google. Cum se crede treaba cu timpul ăsta? Google măsoară acest timp petrecut pe site sau pe o pagină prin măsurarea intervalului de două accese succesive. Dacă nu există al doilea, practic Google nu știe și apare acel bounce. Deci bounce-ul pe site-urile de acest tip, bloguri sau rich media, este foarte mare. Pentru că omul ajunge acolo, citește ce are nevoie, poate să stea 3 minute, 10 minute, o oră, nu contează și pleacă. Nu mai dă al doilea click. Și atunci nu se poate măsura corect timpul pe site. Bine, se poate măsura și atunci, haideți să vă arăt, acolo este vorba de 2 minute și 12 secunde, timpul mediu pe site în perioada aprilie 25 mai 25, da? Ce se dea acolo sus. Am mai creat încă un segment, din păcate nu pot să vă explic astăzi, nu am foarte mult timp la dispoziție. Eu vorbesc, spre exemplu, cu două ore despre Web Analytics la două webinarii de ale mele, la Excel 5 și Excel 6. Și n-am timp acum, în 20 de minute, să stăm să vorbim despre segmentare, profiluri și alte treburi de genul ăsta. Ideea este că pe segmentul cu două page views, deci oamenii care au intrat și au văzut măcar două pagini, timpul mediu este de 8 minute și 51. Era atunci. Diferența, vedeți, este foarte mare, între 2 minute și 12 și 8 minute și 51. Ăla este timpul corect de fapt. Da? 8 minute și 51. Celălalt nu prea am cum să-l măsor. Deci, și bounce-ul, vedeți că e 70% pe tot site-ul și 0%, bineînțeles, pe cei care au văzut măcar două pagini. Două page views. Deci, atunci când vă setați ca și goluri time on site, trebuie să aveți grijă, da? Ce fel de site aveți. O discuție, iarăși, m-am zis că Adrian ar fi trebuit să vă prezinte lucrurile puțin mai general, urmând să ne frecăm creierii puțin după aceea. Ideea este că există în Analytics, nu neapărat în Google Analytics, în Web Analytics s-a crescut conceptul de analiza căilor care se fac atunci când un utilizator merge prin site-ul tău. Poți să faci chestia asta, care sunt cele mai frecvent accesate căi. Da? Poți să-ți faci această analiză de căi. Problema este, hai să luăm, pentru că mi este puțin mai la îndemână cazul unui magazin online. Ce pagină din cele 5 vizitate, să zicem că a vizitat 5 sau 10 pagini, din cele 10 pagini a contribuit mai mult la luarea deciziei de cumpărare? Nimeni nu știe. Deci, nu poți să știi chestia asta. Care dintre ele a contribuit? Nu știu, una dintre alea 10 a contribuit. Mai mult, un procent foarte mic de utilizatori merg de obicei pe aceeași cale. Cea mai frecventă cale, dacă intrați în acest path analysis, este 100% de 5% dintre oameni. Deci foarte puțin. Și atunci n-are niciun rost să îți frești creierii și să faci acest path analysis pe ești de mii de pagini câte are un site, câte poate să aibă un site. Da? Sunt mii de combinații, zeci de mii de combinații de căi pe care el poate ajunge către scopul meu final, unde vreau să ajungă. Și atunci există această logică. Deci, în loc să mă chinuiesc, hai să văd pe funnel-ul de comandă. Coș, pasul 1, pasul 2, vă mulțumim. Cum s-au comportat oamenii? Asta are sens. Deci, aceste micro-obiective, aceste funnel-uri scurte, când se abonează la un newsletter, când se abonează la ceva, când își face un cont nou, da? Deci asta are sens. Deci aceste goluri au sens prin studierea unor, dacă vreți, niște căi, sigur care țin de obiectivele mele de business și care sunt scurte. Au 5-6 chestii, deci nu multe. 4-3, da? Deci asta pot să analizez. Face sens. Da? Iarăși citiți din Web Analytics în aură 2. E o explicație foarte bună acolo.
Rapoarte pe Goals, nu știu cât de bine se vede, o să o prezint oricum și Adriana și o să vă povestească puțin mai mult acest funnel. În partea dreaptă aveți un raport care se cheamă Funnel Visualizations, deci intrați pe Goals și mai apoi pe Funnel Visualization. Și în partea cealaltă, spre exemplu, un raport, ce vedeți acolo este vorba de traffic, ăsta de traffic sources, all traffic sources, dat pe al doilea tab, după site usage, tabul de goal conversions. Da? Ideea este că pot pe un referer să-mi dau seama care a fost goal conversion rate-ul de pe acel referer. Să presupunem că sunt un magazin online și intră oameni din price.ro, pot să-mi dau seama câți oameni au terminat golul de comandă, dacă am devenit un gol de comandă, bineînțeles, care e rata de conversie. Atenție, acel goal conversion rate. Da? Mai vedeți că acolo mai este încă un tab care se cheamă e-commerce. Dând click pe acel tab, sigur am acces la e-commerce conversion rate. Da? Nu la goal conversion rate. El trebuie să fie identic în cazul unui magazin online. Aproape identic. Cum se intrează corect Google Analytics-ul? Se pune JSU-ul pe site, respectivul acel cod de cupon. Se verifică că s-a pus corect. Aveți două metode prin care puteți face asta, și anume luați de mână paginile și vă uitați în view page source să vedeți că codul este acolo. Sau există niște site-uri. Este unul, cheamă site scanga.com, cred. Și încă un instrument se cheamă WRSQ. Am uitat de la ce vine pe scurtarea. Care verifică că ai pus analytics-ul pe site și e pus corect. Sau a treia variantă, vă ziceam, luați de mână și vă uitați în page. Să defineți golurile. Măcar golurile trebuie să le aveți definite. Deci nu există să aveți un site fără să aveți un gol definit, da? Nu știu, înseamnă că aveți un site care chiar nu vă întreabă ce vreți să faceți cu el. Nu cred că e cazul aici, în această sală. Se marchează URL-urile pe care le folosiți în campaniile de marketing, prin URL Builder. Google URL Builder. O să vă vorbesc foarte puțin despre el în următoarele 2-3 slide-uri. Și se pune trafficul de e-commerce, musai, pentru magazinele online, în pagina de thank you. Ce ziceam eu acolo, că discutăm. Discutăm despre faptul că îl punem în footer, codul ăla. Unul din, nu mai știu cine dintre cei care sunt guru pe Web Analytics, povestesc așa că cred că vine aș fost și expune cartea lui. Puneți analytics-ul pe locul 2, user-ul pe locul 1. Și să vă explic ce vreau să spun cu chestia asta. Când se încarcă o pagină, dacă ar exista o eroare în codul de JavaScript de la Google, se poate întâmpla să nu se încarce corect. Riscați să nu se încarce pagina. Din această cauză, toate codurile astea de urmărire se pun la final. Lasă user-ul să citească pagina și sigur, dacă nu se încarcă ceva, măcar vede ceva de pe pagina aia. Acum, dacă ai tabele indicate, nu știu ce, ai șansa chiar și așa să nu se încarce pagina corect. Dar, oricum, pune-l jos. Am văzut destul de multe site-uri care au codul de analytics cu sus. E fals, e greșit, e... nu-i bine. La fel, la goluri, ziceam că discut un pic despre URL-urile identice. Sunt site, sunt magazine online care am văzut că pasul 1, 2, 3, URL-ul de sus rămâne pe loc, da? Se poate face cu o funcție. Țineți minte dacă nu, cred că o să scrie până de acolo. Page Tracker Track Page View se cheamă funcția aia. Îi se dă un alt parametru și se schimbă, practic, în bază de date a lui Google. Se înregistrează alt URL decât cel real. Și atunci puteți să puneți la fiecare pas alt URL, deși sus URL-ul rămâne pe loc. N-am acum timp să intru în detalii să vă explic chestia asta foarte mult. Pagina de thank you, apropo de tracking-ul de e-commerce. Iarăși am văzut magazine online care au pus acest tracking mai la pasul anterior un pic. Deci nu în ultimul pas. Nu se pune decât acolo. Așa spune și Google în manualul lui. Când citiți, da, spune. Dați o căutare pe net după How do I track e-commerce transactions? Și să dați de linia din help de la Analytics care spune treaba asta. Se pune în partea de thank you, nu altfel, da? Și în acea pagină. Pentru că atunci s-a finalizat tranzacția. Mai mult dacă aveți plata cu cardul pe site,
se duce plata la e-payment, să zicem, se întoarce înapoi cu cod de succes, pentru că există chestia asta, și acolo îi zice vă mulțumim că așa, abia atunci îi dai abia acolo cu tracking-ul de e-commerce. Deci întotdeauna pe pagina finală în care cu succes sau cu insucces se validează o tranzacție și nu un alt loc. Două, trei chestii despre orele Wilde, foarte puțin. Eu când postez pe blog, am un tool numit Twitter Tools. Twitter Tools pe care l-am hackuit în sensul că am intrat în scriptul lui. Și în momentul în care el postează, link-ul se preschimbă, practic. Și pe lângă link-ul postului, eu mă adaug niște parametri, și anume acel UTM Source, UTM Medium și UTM Campaign. În formula care este acolo, bun, dacă dați căutare pe net după Google URL Builder, primul link este linkul care vă trebuie, este un formular, o să-l arate Adriana. Ideea este că după aceea am acces din Traffic Sources Campaigns la un formular, la un raport unde se vede campaniile. Prin campanie se înțelege un link. Într-un newsletter este un cumul de campanii. Deci un newsletter am mai multe linkuri, 10 linkuri. Am 9 produse, header-ul, footer-ul, unde mai am 2-3 linkuri, să zicem. Deci am, nu știu, 10 linkuri. Toate astea sunt campanii, grupate într-o chestie puțin mai mare. Și atunci voi vedea fiecare link cum i-a convertit. Atenție, voi vedea și gold conversions și e-commerce conversion, da? Sigur, dacă sunt cu magazin online și am setat acel, tot ce trebuie să setez. Aici, pe exemplu, v-am extras dintr-un magazin online, de la cineva de la mine, cum se vede traficul și tranzacțiile de la un magazin online, de la newsletter. Da? Deci am dat pe Traffic Sources, All Traffic Sources. Mai departe am pus filtru după newsletter, după cuvântul news, și vedeți cum se văd trimiterile de newsletter, da? Pentru că am creat o ierarhie logică de cum mapez aceste link-uri. Nu pot să intru în detalii foarte multe să vă explic. V-am zis că vorbesc mai mult de 4 ore, probabil, în webinariile mele și la cursurile offline. E-commerce tracking, ultimele, cred că, 3 slide-uri. În primul rând trebuie să bifați că site-ul este un site de e-commerce. Nu vă stăriați că acolo nu aveți monedă leu, RON-ul. O să aveți monedă USD. Asta înseamnă că atunci când el vă va raporta valoarea unei tranzacții, să zicem, de 100 de RON, de fapt, va spune acolo 100 de dolari, dar voi veți ști că nu sunt dolari, sunt de fapt lei. Deci nu trebuie să vă speriați de chestia asta, că nu aveți moneda care trebuie. Și aici venind, cumva, vă spun iarăși Adriana, în AdWords, de aceea eu prefer să am contul de AdWords tot în RON. Pentru că aici, în Analytics, la un moment dat, mi se dă marginea, mi se calculează, mi se face calculul în margini, și anume venituri minus cheltuieli împărțit pe venituri sau invers, nu contează, mai știu formula exact. Asta înseamnă că voi putea vedea cât profit brut, mă rog, operațional, mi-au adus AdWords-ul. Dar atenție, trebuie să aveți monezile identice. Deci să aveți în AdWords în RON, să aveți în Analytics în RON, deși el vă raportează USD, nu contează, vă știți că sunt RON, și atunci calculul se face corect. Dacă aveți AdWords-ul în USD, nu mai se face calculul corect. Da? Deci AdWords-ul, după mine, trebuie pus în RON. Plus că e mai ușor și pentru contabilii voștri. Asta e mult mai bine. Deci se trece ăsta pe așa, după care se pune codul acesta. Deci este codul de Analytics, care este codul clasic, după care se mai pun, se face tracking, vezi acolo, este funcția AdTrans, adaugă o tranzacție, AdTrans asta face, și AdItem, care adaugă
practic un produs. Dacă aveți în coș 10 produse, vine câte o linie pentru fiecare item. Deci este un ad trans și încă 10 pentru fiecare item, pentru fiecare produs. După care se închide funcția cu track trans. Se termină tranzacția. În felul acesta Google știe conținutul coșului. Conținutul coșului de cumpărături se transmite către Analytics și el face niște rapoarte milifice. Arată cam așa. Ăsta este un raport de afară din Statele Unite, cred. Unde vedeți și rata medie de conversie de afară. Cine spune că are, sunt și site-uri care au 17% sau 20% site-uri de flori, de entertainment, de turism. În general, site-urile obișnuite, chiar și afară, au 2%, 2-3%. Asta rata medie de conversie. Și acolo vedeți ce revenue am de pe fiecare site, eu acolo plătesc. La nextpack.com, să zicem, am plată, dar este un site de cum e price.ro și plătesc lunar o sumă de, nu contează, da? Închipuiți-vă, ați vedea price.ro, showmania.ro, smartbuy.ro și trebuie de genul ăsta. Și pot să-mi dau seama câți bani am câștigat de la fiecare, teoretic. La noi, în România, e o problemă. La ei nu este aceeași problemă. Pentru că la ei marfa este pe stoc, în general, și plata care s-a făcut acolo este plată cu card. Deci tranzacția s-a finalizat oricum. La noi, dacă e vorba de plata ramburs, lucrurile sunt diferite. Că acea tranzacție poate să se finalizeze, sau poate să nu se finalizeze, din motive de prost management al magazinului online, de relația cu furnizorul. Da. În schimb, chiar dacă câteva din acele tranzacții nu s-au finalizat și raportul nu este chiar corect, aveți o imagine despre potențialul fiecărui canal de comunicare. Deci, întotdeauna când vă uitați la acest raport, nu luați de bune cifrele mot-a-mot, ci priviți-le în comparație cu celelalte. Deci asta e ceea ce trebuie să faceți cu raportul de e-commerce până când sau dacă aveți numai plata cu cardul și nu aveți rată de refuzare a comenzilor sau e foarte mică, atunci merge, raportul este corect. Sunt site-uri de cadouri sau site-uri de alimente bio sau așa, unde rata de refuzare sau rata de onorare a comenzilor de 98%, acolo raportul ăsta face sens, e cât de cât ok. Dar la magazinele de IT&C, unde rata de refuz sau de onorare, dacă vreți, e de 60%, deci refuzul de vreo 40-50% uneori, atunci acest raport necesită ajustări, practic, da? Deci nu le poți lua fix. În schimb, v-am zis, îl puteți privi comparativ. O sursă cu altă sursă, da? Un segment cu alt segment. N-am acum atins să vă zic de segmente. Dacă vreți să știți mai multe, puteți să luați legătura cu mine prin diverse moduri. În momentul imediat următor, și anume 24-25, am greșit. Da, nu e 25-25. E 24, deci joi și vineri. Am un curs offline de data asta. Imediat după acest curs voi anunța și care este calendarul webinarilor din acest an, din această primăvară. Și în WebSell 5 și WebSell 6 să voi vorbi numai despre Web Analytics. Da? Două ore cu două ore. În general, asta mai mult de două ore, lumea se vorbim, punem întrebări. Cei care vin la webinarii primesc și filmele, PowerPoint și așa mai departe, plus niște fișiere. Și la curs veți primi un manual, care e așa de gros, scris de mine. Și vom sta de vorbă două zile, așa, face-to-face, da, practic. Și sigur, pe Twitter, pe Facebook, pe toate chestiile alea, vă înscăștiți să umblați cu Google, nu? Să căutați ceva. Cam atât am avut eu de zis. Dacă aveți întrebări, dar nu poate vă mai dăvăr.